Elevii din Dolj care susțin în această vară evaluarea națională vor da examenul în centre stabilite de inspectoratul școlar. Este pentru prima dată când se face acest lucru în județ, deși este o practică deja folosită în alte regiuni ale țării. Am stabilit un număr de 90 de centre. Vor fi și unități arondate. În municipiul Craiova vor fi 28 de centre și 5 unități arondate și restul în județul Dolj. În așa fel încât să aplicăm prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale. În ceea ce privește posibilele reduceri de personal din cauza cheltuielilor prea mari, conducerea inspectoratului școlar a declarat că nimeni nu va fi disponibilizat, ci se vor găsi soluții pentru reducerea cheltuielilor. Județul Dolj are un excedent bugetar, realizând o analiză și găsirea unor eventuale soluții pentru a reduce cheltuielile. Urmează ca toate deciziile să le ia fiecare unitate de învățământ în parte. Dar nu este vorba în niciun caz de disponibilizare, așa cum a spus, de faptul că vor fi comasări acum în plin an școlar în desfășurare. Anul acesta vor fi organizate la Craiova și etapele naționale ale olimpiadelor de limba germană, chimie și comunicări științifice la biologie.